La testul scris, Cristina Iordăchiel a fost notată 8,4, iar la cel oral cu 8, obținând o medie finală de 8,2. Aceasta ne-a declarat că a avut parte de un examen mai dificil ca în alți ani, însă este mulțumită de rezultatele obținute. Pentru prima oară la concurs am avut o grilă cu răspunsuri multiple, 35 de întrebări cu răspunsuri multiple, notată pe principiul totul sau nimic, respectiv dacă existau 4 răspunsuri bune și menționai doar 3, nu luai absolut niciun punctaj, și 2 subiecte teoretice, unul din legislație, iar celălalt o sinteză a problemelor din sistemul de asigurări de sănătate, bazată pe legislația în vigoare. De asemenea, planul de prezentarea planului de manager a fost ceva mai dificil, pentru că a trebuit să-l ajustăm pe moment în funcție de bugetul previzionat pentru anul 2009. Medicul dermatolog Cristina Iordăchiel a concurat singură pentru postul de președinte director general al CAS Suceava. După ce la verificarea dosarelor de înscriere, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a respins candidatura inginerului zootehnist Costel Ignătescu, liderul filialei Suceava a Partidului Conservator. Din 18 februarie 2008, conducerea Casei de Sănătate Suceava este asigurată de către directorul executiv economic Micaela Pelepcom. Ea a fost numită cu delegație în locul Cristinei Iordăchiel, care a deținut funcția din vara lui 2005 și până în ianuarie anul trecut.